Ce tone de marfă au fost pe punctul de a se prăbuși peste șoferii care au circulat azi pe drumul național 17. Șoferul unui tir nu a observat că încărcătura s-a deplasat și era pe punctul să cadă. Bărbatul a mers 40 de kilometri cu remorca înclinată. N-am nevoie să nu pice pe mașină sau ceva. Asta e periculos când trece pe lângă curiță. Încărcătura tirului s-a deplasat spre exterior într-un sens giratoriu la ieșire din Vistița. Practic, cele 18 tone de marfă mai erau sprijinite doar de prelată. Șoferul și-a continuat însă drumul fără griji. Se cedeze partea de jos. În timp ce bărbatul conducea nestingherit, șoferii care mergeau în spatele lui au început să se alarmeze și răsuflau ușurați după fiecare depășire pe care o făcea tirul. Au încercat să ia legătura cu bărbatul prin stație și au dat flash-uri. A fost în zadar însă. E posibil să nu aibă oglindă pe dreapta, să nu vede. Un echipaj al poliției avea să descopere că bărbatul era conștient, bine mersi de situație. Încerca doar să ajungă cu încărcătura la destinație. Dar ce-i cade? Păi, ce se cade? Ce are, ciment? Sunt ciment. Dar ce are? Pereță de greu. Și de unde vii așa cu ăla? Păi e și un pericol pe drumul public, crede-mă. O depășire ceva. Șoferul a fost lăsat să plece spre Suceava după ce și-a asigurat încărcătura teminii cu ajutorul unor localnici și după ce s-a ales cu amendă serioasă pentru inconștiența sa.